Ce are voie important? Iar bre. Pe vreo 60. În viu? Și azi, de ce ai că vrei să duci la Arad? Da. Câți kilometri e până acolo? 550-600 de kilometri. 550, dar... Ce importanță are? Taxat și ca taxi? Păi avem și de o formulă de calcul, nu e chiar așa. Kilograme, kilometri, dubasă, racireață, ia, ia fă-mă un calcul. 60 de kilograme, 550 de kilometri, bagă și reducerea de 10%, mama ai? Da. O duci tu la noi dacă s-a făcut reducere, treaba de client acum. Ia zi. 1500. Ia uși. 1500. Ce-mi dați al tată înapoi? Mă rămâne dacă nu spun eu că și caută mai zi, dar spune că nu găsești. Pe cuvântul meu, la 1500. Nu am bani. A, este doar despre să negocieze, a? Un gropar negociază cu ruda unui decedat lângă o piatră de mormânt. Încearcă să o stoarcă de bani, chipurile ca să transporte mortul. E ca în realitate și în același timp e ca în filme. O echipă de producție independentă s-a trezit cu noaptea în cap ca să filmeze în cimitir la Crevedia o secvență din scurtmetrajul Servicii Funerare, o mostră de comedie neagră pornită din mintea regizorului George Negrilă. Să faci un film complet independent cu un buget infim la care toată lumea lucrează din pasiune nu este simplu. Turnarea unei singure secvențe a fost presărată cu întreruperi. Haideți un pic la poartă. Păi nu ne-ați auzit, este un film cu buget propriu, ca să zic așa, sponsorizat de mine. M-am lovit de o grămadă de probleme. CFR-ul mi-a cerut 64 de milioane ca să filmez o zi într-un tren care era stricat, practic, sub podul grand. Pentru cimitirul Primăria Capitale mi-a cerut 15 milioane. Niște taxe pe care nu le înțeleg, pentru că până la urmă e un film chiar non-profit, deci nu e vorba de o reclamă, filmul merge doar la festivalul, deci nu este transmis la televiziuni, nu se scot bani din el. Am avut nevoie pentru film de un cățel dresat și am apelat la niște dresori care au câțiva câini și mi-au cerut 1500 de euro. Pe ziua de filmare, pe o zi de filmare, și am zis, bă, nu vreau să vă cumpăr câinele. Mi-a spus că dacă vrem un singur transport de la București la Arad, ne costă 2000 de lei. L-am dus la Petroșani și l-am lăsat acolo. Livrat exact cum e. E curat rău. Ai grijă să legi bine. Stai liniștit că ăsta o să ajungă sigur întreg. Povestea de un comic negru irezistibil a unei familii care nu are bani să-și transporte mortul de la București la Arad le-a plăcut atât de mult actorilor încât au jucat fără plată. Îi veți recunoaște în film pe Vasile Muraru în rolul fiului decedatului, pe Mihai Bobonete în rolul groparului miștocar și pe Cosmin Seleși în rolul unui polițist. Când am citit scenariul inițial, am crezut că joc mortul. E un rol interesant și interesantă colaborarea cu tânăra generație și ajutorul pe care vreau să-l dau, că nu sunt la prima abatere de genul ăsta. Eu cine sunt aici? Groparul. Aha. Încântat. Mihai Bobonete a aflat la fața locului ce rol va interpreta și și-a învățat replicile pe repede înainte. Pe telefon m-a sunat. Regizorul mi-a spus despre ce e vorba. Am primit scenariu și am zis, bă, dacă scenariul e ok și îmi permite și timp, o facem. Am scris scenariu, l-am scris acum vreo 3 ani, l-am tot îmbunătățit cu replici și povestea am mai îmbunătățit-o și m-am dus cu el la actori. Vreau să zic că Vasile Muraru avea concerte, spectacole la mare și și-a anulat concertele alea pe bani ca să vină la filmul ăsta. I-a plăcut foarte mult scenariu. Gata, stă? Gata, stă. Rec sună, rec imagine? Bate clacul? 1, ce tras 1? Acțiune! În proiect ăsta folosim un echipament destul de low cost, ca și bugetul filmului de altfel. Destul de performant. Acesta este un matebox, unde se pun filtrele. Orice filtre de cameră se pot folosi, de 4x4, 4x5,6. Ăsta e rolul matebox-ului. Acesta este falofocusul, care îl ajută foarte mult pe focus puller, țină claritatea imaginii, 5 de Mark II în sine, monitor, suportul, rig-ul, cinerei, stativ,
Cam astea sunt echipamentele pe care le folosim la departamentul cameră. În forma finală, filmul va avea în jur de 17 minute. A fost făcut integral cu banii tânărului regizor, care a pus totul la bătaie ca să-și îndeplinească visul. Cu mâncare cumpărată de noi și făcute sandwich-uri, cu pizza, cu ce am comandat, probabil undeva la 3.000 de euro. Pe lângă cimitir, echipa a mai filmat 10 ore într-un apartament și încă 10 ore într-un tren scos din uz. Acolo la tren a fost și mai complicat, pentru că am pus croma ca trenul trebuia să fie în mișcare. Și atunci a trebuit să facem un procedeu, să punem o croma verde și o să cheiem cu imagini în mișcare după aceea. Ultima secvență s-a tras lângă lacul Mori, într-o seară caniculară. Ingredientele, o actriță în rolul unui reporter de televiziune, un polițist, dar și o macara oferită de un ATC la pachet cu un șef de platou care a avut grijă să fie respectate regulile de siguranță. Ei să rămână aici, Cosmin, când vine în partea asta, ei să fie delimitat de copacul ăsta și ăsta să fie pe jumate. Este greu să faci un film independent în România, dar nu imposibil cât timp mizezi pe creativitate și nu pe bugete uriașe. George Negrilă a reușit să încheie filmările la scurt metraj și se pregătește să trimită filmul în festivaluri, cu gândul că umorul lui Negru îi va face pe oameni să zâmbească.